al acestui cantonament cu Anderlecht, meci meșteri. Bună ziua! Da, un meci foarte greu, un adversar foarte puternic, a pasat foarte bine, dar eu zic că a fost un cal foarte reușit pentru noi. Cum a fost acolo? Ai fost aproape de o accidental? Ce s-a întâmplat? Te lovim mingea destul de tare. Da, nu puteam să mai respir, dar sunt bine. Pentru tine cum e? Iată, după o perioadă lungă de timp, o perioadă grea pentru tine, ai revenit și ai revenit într-un meci amical momentan, dar cum e că ești din nou pe teren? Da, sunt foarte fericit pentru faptul că am revenit. A fost oarecum greu, încă nu sunt la ritmul pe care mi-l doresc să-l am, dar treptat o să revin acolo unde îmi doresc eu. De ceva ce ai pierdut în afară formei fizice, repere, ceva ce aveai înainte și simți că nu mai ai acum? Nu. Cel mai mult trepere, că ești fizic, nu mă resimt. Cum au fost cu noi colegi în teren? Ați înțeles bine? Păi da, avem deja 2-3 săptămâni de când ne antrenăm împreună. Eu zic că a fost ok. Pentru tine cât de grea a fost toată această perioadă în care nu ai reușit să joci? Accidentările au tot apărut, reapărut? Nu există cuvinte pe care pot să descriu perioada asta. Chiar nu pot să descriu în cuvinte. A fost o perioadă incredibil de grea, mai ales psihic. Ați putea juca meciuri la fel de lungi și gigante? Regulamentul e de 90 minute, deci nu știu dacă are sens întrebarea. A fost o clipă în care te-ai îndoit că poți reveni pe teren? Nu, tot timpul am avut încredere în mine. Ăsta e caracterul meu, niciodată nu m-am dat bătut și niciodată nu o să mă dau, indiferent de cât e greutate o să întâlnesc în viață. Cine te-a susținut cel mai mult în toată această perioadă? Soția, familia, mister, Pinti, toți. Echipa, tot staff-ul, inclusiv Nea Gigi, care îi mulțumesc pe această cale că n-am dus lipsă de nimic toată perioada asta, absolut orice operație mi-a fost plătită, absolut orice control mi-a fost decontat, deci nu, chiar le mulțumesc tuturor din toată inima mea. Și cum că revenim eu pe teren, ce obiectiv ai? Ce obiectiv? Păi cu echipa să câștigăm campionatul, clar. Și cupa și ce obiective ne-a trasat clubul și pe plan personal, e clar, îmi doresc să ajung să joc din nou titular. Poate întâlniți din nou în grupele Conference League pe cei de la Anderlecht, că ați întâlnit și sezonul trecut. Da, indiferent pe cine vom întâlni, o să dăm 100% ca să mergem mai departe. Începutul de sezon cum îl vezi așa? Craiova și apoi cu Dinamo. Da, o să fie un început de sezon greu. Echipele s-au întărit. Primul meci în deplasare. Mergem acum în locul să începem bine campionatul, să nu mai facem aceeași greșeală ca în anii trecuți, să începem prost și după aia să tragem pe final tot timpul. Și sperăm să ne întoarcem cu 3 puncte acasă. Pe ce stadion v-ar plăcea să jucați meci cu Dinamo? Pe Ghencea, poate? E clar, Ghencea, dar asta nu depinde de noi. Ștefan Târnovanu, vă temeți că îl puteți pierde? S-a vorbit de ofertă pentru el în perioada asta. A jucat foarte bine și la turneul final. Da, e un jucător foarte important pentru noi, dar dacă clubul va decide că e o ofertă bună pentru el atât cât și pentru club, îi urăm mult noroc. Cât de dificil va fi cu cei de la CSKA în primul tur? Da, îi vom analiza și vom vedea la momentul respectiv.